Guruleții au convins societatea că dezvoltarea personală se face prin cărți, cursuri și coaching. Iar dacă ar fi adevărat, cum naiba de este plin de oameni care își trăiesc viața în săli de curs și au bibliotecile pline de metode de a comunica cu subconștientul să-i facă bogați, dar în realitate trăiesc la fel de prost. Există o singură metodă de dezvoltare personală, iar aia se numește Do Hard Shit. Fă lucruri grele pentru tine. Nu spun, folosește-te de cărți, de cursuri, de coaching, dar acestea sunt doar unelte care să te ajute să faci acel hard shit. Nimic altceva. Dacă ți este greu să mănânci sănătos, aia te va crește personal. Dacă ți este greu să concediezi oamenii neperformanți, aia te va crește personal. Dacă ți este greu să rămâi consecvent, e bine, fii consecvent. Nu mai încerca să ocolești durerea, crezând că o carte sau un curs sau un coach poate să-ți dea soluția magică. Creșterea personală se întâmplă în durere, iar dacă cineva vrea să-ți vândă un alt bullshit, fugi mai tare ca politicienii de responsabilitate. Pe 25 mai susțin la Sala Palatului evenimentul Fundamental. Vorbesc timp de 12 ore despre uneltele concrete și filozofia necesară prin care antreprenorii pot să schimbe România pentru următoarele generații. Avem loc pentru 4.000 de antreprenori și lideri de companii, iar participarea este 100% gratuită. Intră pe tbf.ro și vezi dacă te califici.